Cazul incredibil în care medicii au confundat un copil cu o tumoră nu își găsește încă o explicație. Trei medici au văzut-o pe femeie, doi dintre ei cu câteva minute înainte să nască și fiecare i-a pus alt diagnostic. Au fost audiați și au spus exact firul evenimentelor cum s-a întâmplat în UPU. Cum de nu și-au dat seama că femeia a fost însărcinată? Nu pot să dau alte informații. În total, femeia a fost văzută de trei specialiști. Primul a fost medicul de familie care i-a spus că are ceva la ficat. În spital a fost preluată de unitate de primiri urgențe. Diagnosticul primit de la medicul de gardă, colică renală. Pacienta a fost apoi transferată la secția de boli interne. Aici, după ce medicii au palpat-o și au făcut chiar și o ecografie, femeia a primit un alt diagnostic, tumoră abdominală. Între timp, femeia, sfâșiată de dureri, a mers la toaleta spitalului. Îi spusese cineva să încerce să elimine eventualele pietre la rinichi. Acolo a născut. În timp ce femeia acuză managerul spitalului tace, cel puțin în fața jurnaliștilor. Opinia dumneavoastră a fost o opinie, bineînțeles, în mod eronat, că pacienta este de vină că a vrut să scape de copii. Asta era informația pe care dânsa o avea la această oră. Că, practic, pacienta a vrut să scape de copil și a vrut să-l ascundă. Ar fi greu de explicat cum ar fi reușit pacienta să ascundă chiar și voit sarcina de ochii teoretic vigilenței ai medicilor. Deocamdată, femeia și copilul au fost transferați la maternitate. Și mama și copilul sunt foarte bine. A fost declarat în condiția de naștere. Femeia nu a depus încă plângere, motiv pentru care cei de la Colegiul Medicilor nu au deschis încă o anchetă în acest caz.